Urmăriți principalele știri pe scurt. În localitatea Stupini, elevii și preșcolarii învață într-o casă unde locuiesc și dascălii. Femeia suspectă de botulism s-a simțit mai rău și a fost transportată la Târgu Mureș. Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit sâmbătă un concert de operă maghiară, susținut de tineri interpreți de la Opera Maghiară din Cluj. Elevii s-au întors astăzi la ore după vacanța intersemestrială și copiii din localitatea Stupini au mers astăzi la școală și la grădiniță. Orele se desfășoară într-o casă pentru că vechiul sedil se află într-o stare deplorabilă și a fost închis. Părinții nu sunt foarte încântați de această situație pentru că acolo locuiesc și dascălii copiilor. Situația durează de 2 ani. Elevii claselor 1-4 și preșcolarii sunt nevoiți să învețe într-o casă cu 3 camere. Cornel Mogoș este tatăl unuia dintre elevi. El, asemenea altor părinți, ar dori ca orele să se desfășoare în vechiul sediu. De asemenea, omul spune că nu este normal ca învățătorul și educatoarea să locuiască în casa în care învață micuții. Mai mult decât atât, se zvonește că imobilul ar aparține unui angajat al Inspectoratului Școlar Județean. Școala de la Stupin s-a mutat în urmă cu 2 ani într-o casă. Deci casa, deci nu a avut nimic, domnule, legat de o instituție. De ce s-a mutat? De ce a fost mutată? De ce a fost mutată? Nu știm. Deci s-a spus să mergem acolo s-a mutat școala. Deci nu știm încă deocamdată care a fost situația. În ce împrejurări s-a mutat școala. În ce condiții învață copiii? Am înțeles că noua clădire este destul de mică. Condițiile sunt condiții de la o casă în care locuiesc persoane. Deci două camere 15x5, deci spațiu mic. Practic pentru o instituție, pentru copii, 18 copii, 2 profesori, care nu le-au creat condiții, domnule, pe timp de noapte ei locuiesc în casa asta. Deci ziua este școală și noaptea ei pentru profesori, deci locuiesc acolo. Inspectorul de religie, Lazar Gozman, a confirmat ce a spus bărbatul. Practic, dascălii locuiesc în școală. Da, este o casă nouă, făcută, cu condiții foarte bune. Are un hol la intrare și din hol se intră în sala de clasă și în grădiniță. Din sala de clasă mai există încă o cameră mai micuță unde a fost cazat învățătorul. Iar doamna educatoare doarme în grădiniță. Este normal să se întâmple așa? Mai există astfel de cazuri în județ? Nu mai există. Nu mai există. Am fost cu doamna general adjunct Duicu și am stat de vorbă cu conducerea școlii din Mihaiu de Câmpie, de care aparține Stupiniu, și cred că s-au dus. Astăzi este prima zi de școală și o să ne interesăm în mod direct de situația care a existat acolo în Stupini. Și unul dintre cele două cadre didactice să se mute în gazdă. Deși în sat se zvonește că imobilul ar aparține unui angajat al ISJ, inspectorul de religie ne-a spus că nu este adevărat. În ceea ce privește investițiile, chiar dacă ar fi proiecte, există puține șanse de a fi puse în aplicare. E proprietatea unei persoane care lucrează în ISJ. Nu, este adevărat? Nu e adevărat. Nu este adevărat. Nu are nicio legătură casa cu inspectoratul școlar sau cu vreo persoană din inspectorat, dintre inspector sau personalul nedidactic. S-au investit ceva bani în acest nou sediu? Nu s-au investit, pentru că persoana respectivă, persoană fizică, a pus la rând casa. Sau există un proiect pentru a se reface vechiul sediu, noua școală? Proiecte cât că sunt, dar nu știu pentru cine să facă. Vă dați seama că și la grădiniță, dacă sunt 7 copii, la anul va mai veni unul la școală, probabil. Și pleacă 2 și rămân în loc de 9, rămân 8 și scade în continuu numărul copiilor de la școala din Stupini. Reprezentanții ISJ le-a propus părinților ca micuții să învețe la școală, respectiv la grădinița din Sân Mihaiu de Câmpie. Aceștia nu au acceptat oferta din cauza vârstei copiilor. În cazul în care ar fi fost de acord, copiii ar merge la școală cu microbuzul școlar, alături de colegilor mai mari de pe clasele 5-8. Prin Stupini mai circulă un zvon, cum că sediul vechii școli ar fi aparținut unui preot, iar acesta și-ar fi îngropat acolo averia. Astfel, vechea școală ar fi fost închisă pentru a se găsi comoara.
Săptămâna trecută vă anunțam că o femeie de 51 de ani din Vișoara este suspectă de botulism. Simptomele au apărut după ce a mâncat o conservă de pește. Femeia a fost internată la secția boli infecțioase a Spitalului Județean. Deși starea ei se ameliorease, vineri pacienta a început să se simtă rău, având probleme de respirație. Sâmbătă noapte, la solicitarea familiei, a fost transportată la Spitalul din Târgu Mureș. Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud a recoltat probe biologice care s-au transmis la Institutul Cantacuzino din București. Rezultatul analizelor încă nu a fost primit, așa că încă nu se știe dacă într-adevăr femeia suferă de botulism. Încă Cantacuzino nu ne-a transmis datele referitoare la confirmarea sau infirmarea cazului de botulism. Până la această oră, mai vedem în cursul zilei de astăzi ce se mai întâmplă mâine. Starea bolnavei s-a modificat începând de vineri, când a acuzat și manifestări respiratorii, o respirație mai grea, avea probleme cu respiratul. Sigur, unele acuze anterioare s-au menținut, cum sunt cele tulburările de deglutiție, alte simptome s-au atenuat. Bolnava este conștientă, însă apărând aceste tulburări respiratorii, a fost mutată la secția de terapie intensivă din Bistrița, iar la insistențele aparținătorilor a fost trimisă la terapie intensivă din Târgu Mureș. Evoluția ei se sperăm că va fi bună în continuare și vom vedea rezultatele analizelor de la Cantacuzino. Președintele UDMR Bistrița-Năsăud, doctorul veterinar Andraș Cociș, a fost numit în funcția de director general al Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie. Informația a fost confirmată de liderul maghiar bistrițian. Noua funcție îl obligă să renunțe la funcția de președinte al UDMR, el devenind astfel înalt funcționar public. De altfel, mandatul liderului maghiar la cârma UDMR Bistrița-Năsăud expiră la începutul lunii aprilie, moment când va fi convocată o conferință județeană extraordinară pentru alegerea noului președinte și al biroului politic județean. Continuăm știrile. Oamenii din Sărata se simt uitați de primărie. Nu li se pare normal ca după ce plătesc taxa de pășunat, tot ei să fie cei care curăță pășunea. În acest sfârșit de săptămână, oamenii din Sărata care dețin noi au ieșit să curețe pășunea, unde va fi stâna. Ei spun că pentru localitatea lor, primăria nu face nimic. Asta e situația, domnule, noi tăiem spini aici pentru că eu am văzut la televiziune că nu mai merg fabricile, nu mai merg uzinile, nu mai au oamenii unde lucra și ne băgăm pe animale din nou, că n-avem ce face. Domnii de la Bistrița, am te rugat să ne susțină, să ne ajute, au venit într-o foarte mică măsură la cerințele care le avem de 20 de ani, încă Sărata a rămas vitrejită. Nu s-a curățat pășuni, nu s-a pus un halou, nu s-a făcut o fântână, dar mi-au promis că într-un an se face la Slătinița, într-un an la Vișoara și vom urma și noi. Și dacă am văzut că nu mai urmăm, am luat hotărârea să ieșim, să punem săcurile și drujbile și furșile în bătaie și să-i dăm bote să facem noi cât putem. Nu mai avem ce face, trebuie să ieșim noi oamenii să ne facem cu furși, cu tătișelea pe ei, că ăștia ne disperă. O curățit pășunea, o curățit pășunea vașilor cu oamenii plătiți de la ajutorul social și după aia i-o dat-o la Vlad Vasile, că Vlad Vasile e de 12 ani în Sărata și el are jumătate pășunea din Sărata și oamenii din sat numai să-i mulgă bani și numai de alea le trebuie, dar să facă ceva nu fac nimica. Păi până când? Ar trebui să nu plătim nimica, că noi ținem iarna, noi cosim vara de transpirăm. Domnul Anca să vie să vadă aici Anicu Săcurea care treabă. Nu numai să zic că 300 de oi, că 300 de oi trebuie să muncești să faci 300 de oi. Aia e treaba. Banii să fac muncii, nu cu politică și cu dele. Politica a fost pe vremea lui Ceaușescu. Vremea lui Ceaușescu a trecut de 20 de ani. Noi ne-am săturat de minciună. Noi ne trebuie fapte și tot ce trebuie. Trebuie apă la oi, trebuie pășune menținută, trebuie tot ce trebuie. Exact la oi trebuie ca la un om. O țâră de mâncare bună ca și la un om. După ce mâncă o țâră bine, trebuie un pic de apă. Și îi trebuie o țâr de hodină, dar hodină, la noi hodină nu poate să stea oia, că sunt stini. Și dacă se pune jos oia, când îi sătulă, se împunge la burtă de stini, aia e baiul. Noi trebuie amunii să ne străduim cu sătianii care ținem un 20 de ori și 10 și 15, să facem o pic de curățenie, să putem pune stâna, că n-avem unde să punem stâna noi, aia e baiul la noi. Că eu nu vinem astăzi aici să vin